Bine, mi-a plăcut lucrul acesta. Când eram studentă și treceam pe aici și vedeam cărțile, vitrinele pline cu cartea care urma să fie lansată, mă încânta. A fost promovată pe site-ul editurii Polinom. S-a scris, cum am spus, un articol extraordinar pe bunul evenimentul zilei încă de ieri, în Adevărul. Au fost preluate pe urmă, pe ziare live, pe nu știu ce. Nu interesează. Deci s-a trimis la toate televiziunile. Am televiziunea din Chișinău aici, o televiziune din Chișinău, dar televiziunea din România de știri probabil n-au fost interesant. Eu vin de la Târgu de Carte de la Brașov, unde am prezentat și acolo cartea aceasta. Au fost mai mulți oameni decât aici, că era Târgu de Carte, erau scaune, te așezai pe scaune, te mai odihneai un pic și în felul acesta asistai la lansarea cărții. Au fost și foarte mulți interesați, a vorbit o profesoră, am rămas uimită, Georgeta Marker, să o ține minte de la facultatea din Brașov, excepțional, a vorbit despre carte ca și voi de altfel. Ei bine, cam la toate lansările, sunt lansări și cu 5 oameni la Târgu de Carte și cu 3 și a fost o carte despre Cornelius Coposu și îmi spunea doamna directoare Silvia Coposu Colfescu că erau 3 oameni pur și simplu când s-a lansat cartea aceasta. De ce nu mai interesează pe poporul român, așa luat în general, cărțile esențiale, spun eu, nu știu. Dar vreau să vă spun că la Târgul de Carte, la ăsta de la Brașov, în aula universității, un târg, o clădire absolut superbă, nouă, o arhitectură frumoasă, am trecut o dată acolo și vedeam că pun scaune, mai pun scaune, deși erau tot așa, vreo 30 de scaune, dar au mai adus, au mai adus, au mai adus, până au pus 100 de scaune. Zic, Doamne, vine președintele, cine a venit? E bine, se lansa o carte de parapsihologie. Și încerc să-mi explic că oamenii găsesc refugiu, probabil, în parapsihologie, în astrologie, în emisiune de la televiziune de duminică, toată lumea e priceput. Fetele astea tinere, eu nu pot să mă uit la așa ceva, nu știu să-mi spună cineva. În orice caz, văd o domnișoară tânără, nu știu cine este, va avea o carte gratis de la mine, fiindcă am venit în seara asta aici, o să mergem sus, nu știu dacă mai am aici. Și mulțumesc celorlalți care ați venit. O să punem în încheiere, o să-l las și pe George să facă el încheierea, dar o să punem acum un film, poate găsim mai repede, hai să vedem cum îl găsim. Trebuie să pun și o întrebare. Nu știu, păi și din sală o să fie, da, sigur că da. Te gândi cumva să inviți reprezentanța ambasadelor țărilor balcanice? Nu, m-am gândit întâi să avem un reprezentant din Spania și mă felicit că l-am găsit și că a venit. Am rămas, e o mare nelămurire, nu zic așa, că Institutul Cervantes cu o asemenea carte nu zic să o fi invitat, a invitat-o o Târgu de Carte de la Festivalul de la Timișoara. N-a făcut până acum la Institutul Cervantes niciun fel de dezbatere, unde măcar veneau vorbitorii de spaniolă, așa. Nu, am vrut să fac o dezbatere mai mare cu oamenii politici, cu foști miniștri de externe ai noștri, cu Emil Constantinescu, care a trăit perioada aceea, nu chiar asta, dar cealaltă, un pic după. Și poate reușim să facem chiar la Iași. Trebuie o aulă specială și poate reușim să facem. Ora, eu zic că e foarte bună, că dacă vii la ora 7, oamenii pleacă de la serviciu, nu mai vin, nu mai ies la 7. La 5 era prea de vreme, la ora 6 am zis că este foarte bine. Uite cine să zice, că îl ține stop până... Știți ce veți vedea aici? Filmul... De la Haga. Ei bine, la prima înfățișare, după ce l-au prins, Clara Auson s-a dus la Haga și a stat în sală și a publicat și însemnările ei, o foarte fină observatoare. Noiembrie trecut a fost condamnat la închisoare pe viață, dar nu e definitivă sentința. Și o să vedem aici, e subtitrat simteva, e foarte scurt, asta n-a decât un minut, subtitrat în engleză. Și pe urmă îl las pe George să facă încheierea și poate vă întrebare din sală. Mulțumesc! Aici, după ce a cucerit Srebrenica? Ovaj, drag. Je došao, on je na neki način, dok su bile kamere, dijelio čokolade, bombone, djeci, rekao da se ništa neće desiti.
kad se završile kamere, onda izdoje uređenje da sve što se može kupiti, da se pubije, što se može silovati, da se siluje. I onda na kraju je naredio da svi budemo protjerani, istjerani iz Srebrenice, znači te okoline, i da napravi jedan etničko čist grad. Când s-au început să frecventăm fostul spațiu iugoslav ca turiști, turismul religios în acea parte e la modă. În mod evident am văzut și eu acele clădiri din Belgrad lăsate, în mod evident ca un statement, clădirile bombardate, cel puțin în urmă cu vreo 10 ani, că mai era o parte din ministere și clădirile administrative care fusese bombardate. Am fost separat. În același timp e greu, ajungi acolo și dacă nu știi ce s-a întâmplat, nu poți să înțelegi de ce din partea asta de Croație ți este atât de greu să ajungi în Rom, pentru că trebuie să treci prin Bosnia și lucrul ăsta e destul de dificil și de ce o zi întreagă nu ți ajunge, deși te uiți pe hartă și distanța dintre Opatia, de exemplu, și e una foarte redusă. O singură, apropo de politică, sârbii discută foarte mult politică, le place lucrul ăsta și am regăsit post-război acea mândrie a sârbilor. Ne uitam pe hartă și vedeam cum a fost împărțită fosta Iugoslavie și îmi spuneam un sârb că harta arată foarte bine, că practic sârbii și-au luat cât le-a trebuit în teritoriul fostei Iugoslavii. Se uita, vă spuneam, pe hartă și erau mulțumiți de cât au obținut la împărțeala care s-a făcut post-război. Prima amintirile bombardamentelor care au fost făcute, acea poziție în legătură cu care și astăzi a permisiunii survolului aerian din vremea președintelui Constantinescu, și astăzi ne întrebăm în ce măsură România a fost s-a pus problema de loialitate față de vecinii noștri. Cred că micul trafic de frontieră cu Serbia încă funcționează cu benzină și toate celelalte. La un moment dat era o bună sursă de venit în epocă, și pentru că spuneați de Radu Pavel Gheu, e ca bănățean, e foarte atașat de cultura sârbă, și cred că dacă nu ar fi fost un roman scris de o autoare occidentală despre spațiul din fosta Iugoslavie și ar fi fost de o autoare sârbă sau din acel spațiu sârbo-croat, în niciun caz nu am fi avut ocazia să discutăm subiectul și să discutăm despre o asemenea carte, în condițiile care, dincolo de banat, dialogul cultural între România și spațiul sârbo-croat, cred că e aproape inexistent. Mulțumim încă o dată, doamne Mariana Sipoș, pentru că ne-a adus aici și a fost o dezbatere foarte interesantă. Îi mulțumesc foarte mult, doamne Magda Cărneci, doamne Andrei Crăciun și, în ultimul rând, domnului Pavlo Diez Astruga, domnia sa, este atașat pentru învățământ și cultură al ambasadei Spaniei la București. Vă rog!
terminat, că totuși trebuie să fii și altă poziție. Ei, cum? Este Andrei Timotiu, directorul filarmonicii Jocului.